Am înțeles că zilele acestea ai înregistrat o performanță în loc 2. Câți ani de zile ți-au fost necesari pentru a ajunge la această performanță? Păi 4 ani. 4 ani am dezvoltat pentru locul ăsta și am avut niște mici probleme și acum 2 ani și acum 1 an. Acum 2 ani am căzut și am ratat locul întâi și anul trecut a avut ca lună un accident. Și alte provocări? Cu alte provocări te-ai mai confruntat? Da, ieri m-am lovit tot cu ea, am căzut și m-am lovit la maxilar, mi-a sărit puțin. În rest, am rămas odată inconștientă și atât. Cum e să concurezi pe o vreme atât de călduroasă? Nu îți este greu și ție și partenerului de concurs calului? Ba da, este destul de greu, având în vedere și calul, care e și el moale pe timpul ăsta, le e cald și nu la fel. Ai o disciplină anume zilnică sau săptămânală sau lunară în ceea ce privește acest sport? Da, vin în fiecare zi mai puțin luni, când le dăm repaus cailor și nouă. Planuri de viitor? Ce planuri de viitor ai? Vreau anul viitor să merg la europene la copii. Ora este un pic greu, este 1.20 și Grand Prix 1.30. Ce înseamnă 1.20, 1.30, înălțimea? Da, înălțimea obstacolelor. Cu același cal? Da, cu ea vreau să merg. Ea e cel mai bun cal al meu. Cum se numește? Care? Afrodita Z. Așa o cheamă. Mi pare bine. Bine, mulțumim. Mulțumim. Mult succes. Mulțumesc.